Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei, cu taroscopul săptămânii 20-26 noiembrie, o săptămână încărcată, plină de energie solară și energie marțiană, săptămână foarte bună pentru efort fizic, foarte bună pentru sportivi, pentru competiții, o săptămână foarte puternică în care putem să schimbăm anumite lucruri în viața noastră. O săptămână în care Soarele face sextil cu Pluto, Marte de asemenea face același aspect cu planeta Pluto. Pe urmă, pe 22 noiembrie, în cursul după amiezii, la ora 4, Soarele intră în Săgetător, urmând ca la doar câteva ore după, a doua zi, Soarele să facă aspect de cuadratură, aspect tensionat cu Saturn. Pe 24 noiembrie, Marte urmează să intre și el în Săgetător și, bineînțeles, doar la câteva ore după, pe 25 noiembrie, să facă același aspect tensionat de cuadratură cu același Saturn. Ce v-am zis, o săptămână interesantă, plină de evenimente și hai să vedem la nivel global, la nivel general, la ce ne putem aștepta. Începem aici cu nouăle de săbii și regele de săbii. Toate tensiunile care s-au acumulat din trecut încep să se resimtă. Stresul acumulat în ultima vreme se resimte în fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de categorie socială, indiferent de unde ne aflăm pe această planetă sau de semnul nostru zodiacal, cu toții resimțim o oarecare oboseală generală. Soluția este să fim mai tactici, să fim mai analitici, să avem mai mare grijă de ce fel de oameni ne înconjurăm. Soluția este să renunțăm la vicii, pentru că nu ne ajută. Dacă putem să ținem post în această perioadă, ar fi un lucru foarte, foarte benefic. Să renunțăm la diverse lucruri, persoane, situații, conjuncturi din viața noastră, care mai mult ne încurcă, care ne fac mai mult rău decât bine. Vă recomand tuturor, dacă puteți să țineți post, poate nu în fiecare zi, poate măcar de câteva ori pe săptămână, dar e un lucru foarte, foarte benefic pentru absolut toată lumea, pentru toată planeta în această perioadă. Și atenție, post nu înseamnă doar postul fizic, dar renunțăm la mâncare, nu mâncăm carne, nu mâncăm lactate, ouă și așa mai departe. Înseamnă și să avem grijă ce gândim, cum vorbim, să nu mai bârfim, să nu mai gândim de rău oamenii, să nu le mai dorim rău oamenilor din jurul nostru, dar înseamnă o schimbare completă de energie, nu doar fizică și mentală și emoțională. Bun, hai să vedem acum pentru fiecare semn zodiacal în parte. Începem ca de obicei cu zodia berbec, ascendentul sau luna natală în berbec. Pentru voi e săptămâna ideală să cereți ajutor de la șef, de la superior sau de la cineva care se află pe o poziție socială superioară față de voi. Vă recomand doar să aveți grijă cum formulați cererea de ajutor. Pentru succes garantat, puteți să puneți accentul pe beneficiile comune pe care le aveți și voi și cealaltă persoană, dacă lucrurile ies bine. Hai să vedem suplimentar ce au de spus și cărțile de tarot pentru berbeci. Dragii mei berbeci, pentru voi tocmai s-a terminat o etapă importantă de viață, ați finalizat ceva. Unii finalizează studii, unii au finalizat o călătorie, alții au finalizat o relație, nu știu, ceva s-a terminat în viața voastră și timpul ăsta până la următorul capitol din viața voastră vi se pare interminabil. Poate foarte mulți dintre voi o să și regretați deciziile făcute în trecut, regretați că ați renunțat la job, regretați că ați renunțat la persoană, regretați ceva, dar aici cărțile vin să vă spună că nu aveți motive să regretați, pentru că voi sunteți încă aici într-un proces, un proces de autocunoaștere, un proces de creștere, un proces de dezvoltare și situația în care ați fost în trecut era una în care doar băteați pasul pe loc. Da, ok, poate că rezultatele pe care le așteptați nu vin cu așa mare rapiditate cum ați fi vrut, dar încă de săptămâna asta o să începe să vă simțiți mai confortabil, vă simțiți mai bine în pielea voastră, pentru că măcar acum aveți o direcție, țintiți către ceva, aveți niște țeluri, aveți niște obiective pentru care chiar merită să luptați. Pentru zodia Taur, ascendentul sau luna natală în Taur, dacă aveți diferențe de opinie, de viziune cu partenerul sau partenera voastră de viață, asta e săptămâna în care să aveți aceste discuții dificile, fiindcă veți găsi cuvintele ideale ca să ajungeți la un numitor comun. Poate vă împăcați, poate vă despărțiți.
dar important este că redirecționați relația cum vreți voi. Hai să vedem ce au de spus și cărțile de tarot suplimentar pentru voi, dragii mei tauri. Începem aici cu regele de bâte și asul de monede. Dragii mei tauri, voi vă știți valoarea, asta este clar, nu neagă nimeni, mai ales aici că ne-a apărut regele de bâte. Știți că sunteți atrăgători, că sunteți sexy, că sunteți la mare căutare. Foarte mulți ar vrea să fie într-o relație cu voi. Dar văd că doar atracția fizică, doar magnetismul, doar potrivirea asta fizică nu e suficientă pentru voi. Și de ceva vreme nu mai e suficientă pentru voi. Că voi vreți să aveți și cineva cu care să clădiți ceva împreună. Doar pasiunea nu vă mai satisface nevoile. Fiindcă v-ați maturizat și voi, ați crescut. Aici arcana majoră luna îmi arată că emoțiile voastre sunt așa foarte fluctuante. Într-o zi vreți pasiune nebunească, într-o zi vreți stabilitate, într-o zi vreți înțelegere mentală, într-o zi vreți să aveți cineva care să purtați discuții interesante, în altă zi vreți să aveți pe cineva care să tot călătoriți, să faceți înconjurul lumii, într-o zi vreți să aveți copii și să vă căsătoriți, în altă zi nu știu ce, vreți să fiți nomazi. Nici voi nu știți exact ceea ce vreți. Iar până când nu vă clarificați exact ceea ce vreți, aceste noi începuturi pe care le așteptați nu o să apară. Fiindcă aici luna este între doi ași, între asul de monede și asul de cupe, eu aș avea tendința să spun că pentru voi cele mai importante lucruri într-o relație sunt stabilitatea, dar să aveți lângă voi o persoană pe care vă puteți baza, cu care dacă faceți niște planuri comune, dacă vă puneți niște obiective, niște țeluri, știți că o să lucrați împreună să le atingeți, dar și aveți nevoie și de înțelegerea asta emoțională, cineva care să vă înțeleagă, să vă iubească exact așa cum sunteți. Doar în felul ăsta o să puteți să fiți fericiți. Cărțile mi-arată că potențialul e aici. Potențialul e aici, în special pentru taurii singuri, aveți foarte mult potențial în următoarea perioadă să întâlniți pe cineva. Pentru cei care sunteți în relație, e important să înțelegeți că relațiile nu sunt tot timpul pe val, da? Sunt și ele unduitoare. Uneori voi dați mai mult, uneori partenerul sau partenera voastră dă mai mult, da? Important este ca la final ecuația să fie echilibrată și ambii să fie acolo investiți în relație ca lucrurile să iasă bine și lucrurile ies bine. Uneori voi trebuie să fiți cei care își cuceresc iubitul sau iubita, uneori cealaltă persoană vă cucerește pe voi. Dar ce vreau aici să rețineți? Uite, cu arcana majoră steaua la final, este că toate visele voastre pot să devină realitate. Trebuie doar să vă luptați ca să le obțineți, ca să le cuceriți. Pentru zodia Gemeni, ascendentul sau luna natală în Gemeni, indiferent ce planuri aveți la job săptămâna asta, e important să o luați pe ocolite ca să obțineți ceea ce vă doriți. Abordarea directă, confruntările și încăpățânarea nu vă ajută. Diplomația și strategia vă ajută să obțineți ceea ce vă doriți. Hai să vedem niște mesaje suplimentare pentru Gemeni, ce au de spus cărțile de tarot pentru voi în această săptămână. Începem în forță cu acest cavaler de săbi și cu asul de cupe. Dragii mei, cavalerul de săbi îmi arată că în ultima vreme ați fost un pic cam direcți, un pic cam tăioși. Și e posibil ca anumiți oameni să fi fost răniți de cuvintele voastre. De aceea și sfatul astrologic pentru voi este să o luați mai pe ocolite. Să apelați la coarda sensibilă, să învățați sau să descoperiți, mai bine zis, ce îi motivează cu adevărat pe oameni, pe oamenii de la care voi vreți să obțineți ceva. Săptămâna aceasta, pe lângă focusul ăsta pe carieră, se pune mare atenție și pe viața voastră privată, pe relațiile voastre de dragoste, pe relația de cuplu sau relațiile cu prietenii, cu copiii, dacă relații drăgăstoase și cu multă dragoste avem cu mai multe persoane, nu doar cu soțul sau cu soția. Recomandat este ca, indiferent care e persoana din viața voastră cu care vreți să aveți o relație mai bună și mai armonioasă, să găsiți niște activități care vă plac și vouă și celelalte persoane și eventual le faceți împreună. Dacă vă place, nu știu, vă plac plimbările în natură, mergeți la o plimbare pe munte, pe deal, nu știu, într-un parc.
Dacă vă place să mergeți la cinema și vouă și celelalte persoane, mergeți împreună la cinema, faceți ceva ce vă face plăcere amândurora. Da? În felul acesta reaprindeți flacăra în relație, dar readuceți pasiunea și focul acolo și clădiți ceva mult mai stabil pe viitor. Pentru zodia rac, ascendentul sau luna natală în rac. E o săptămână foarte bună la capitolul amoros, foarte bună în dragoste. Cei singuri care sunt în căutarea iubirii sunt extrem de motivați și pot cuceri pe oricine. Cei în relații stabile, vă recomand să planificați o ieșire cu soțul, soția, iubitul, iubita, astfel încât să reaprindeți flacăra pasiunii în relația voastră. Hai să vedem suplimentar ce mai au de spus și cărțile de tarot pentru raci. Avem aici 8-ul de cupe și arcana majoră justiția. Dragii mei raci, voi în trecut nu ați ezitat atunci când v-ați simțit nedreptățiți, când chiar dacă lucrurile aparent mergeau binișor, dar nu atât de bine cum v-ați dorit voi, n-ați ezitat să plecați, ceea ce e foarte bine. Doar că aici arcana majoră justiția vine săptămâna aceasta și oarecum pune un pic de sare pe rană. Pentru că vă dați seama că da, justiția e oarbă și că poate ați avut tendința uneori în anumite relații să vă faceți dreptate cu mâna voastră, poate ați pleca prea repede, poate ați pleca prea târziu, poate ați îndura prea multe de la anumiți oameni, iar pe alții care nu meritau să fie tratați cu alta răceală din partea voastră, i-ați eliminat din viața voastră prea repede. E un moment din ăsta de retrospectivă în care vă uitați în urmă la ce s-a întâmplat în viața voastră și sper, dragii mei raci, că o să găsiți forța ca să acceptați că nici voi n-ați fost perfect și că și voi ați avut partea voastră de vină. Uitați, avem aici trei arcane majore foarte frumoase, justiția, forța și marea preoteasă. Nu e neapărat momentul să vă puneți cenușă în cap, că nu despre asta e vorba. Dar măcar în interiorul vostru, vă rog să fiți onești cu voi înșivă și să înțelegeți odată și pentru totdeauna că lucrurile nu sunt albe sau negre, mai ales în relații, lucrurile n-au cum să fie albe sau negre. Iar odată ce faceți această transformare internă, odată ce realizați aceste lucruri, o să treceți printr-o perioadă de creștere fenomenală și în sfârșit o să puteți să aveți relația aceea pe care voi o visați. Da? Cu multă stabilitate, cu dragoste adevărată și cu înțelegere, pasiune, iubire, cu tot ce vreți voi. Pentru zodia Leu, ascendentul sau luna natală în Leu, e săptămâna ideală să faceți schimbări în casă, în locuință, să creați un mediu mai plăcut, mai confortabil pentru voi și asta vă va ajuta să fiți mai productivi zi de zi. Hai să vedem ce au de spus suplimentar și cărțile de tarot pentru lei. Începem aici din nou cu 8-ul de cupe, ca și pentru raci, dar continuăm cu acest 6 de monede. Ok, voi, dragii mei lei, văd că în ultima vreme ați început să cam puneți piciorul în prag la locul de muncă. V-ați cam dat seama că lumea profită de pe urma voastră și că nu primiți recompensa, răsplata pe care o meritați, că vi se cam închide gura așa cu aprecieri sau cu mici bonusuri, cu mici atenții, dar niciodată cu mărirea de salar pe care o meritați sau cu promovarea pe care o meritați. Și e momentul să luați atitudine, să fiți un pic mai drastici, pentru că altfel continuă să se pună pe umerii voștri foarte multe responsabilități, dar recompensele materiale, recompensele financiare să cam lipsească. Și nu doar că se pun multe responsabilități pe voi, dar atenție aici la ce semnați și la ce acceptați, că 10-le de săbii mi-arată că voi intrați aici și sub incidență legală, adică voi aici vă asumați foarte multe lucruri și dacă ceva nu iese bine, nu neapărat din vina voastră, poate chiar din vina altcuiva, vouă vi se sparg în cap toate oalele, da? 7-le de cupe mi-arată și foarte multă confuzie în jurul vostru, tot ezitați, nu știți exact ce să faceți și pe ce cale să o luați și atunci când confuzia și ezitarea e cuvântul zilei, cuvântul cheie
pe sector profesional, recomandat pentru voi este să mai studiați, să mai învățați. Poate să apelați la un expert din domeniul respectiv care să vă învețe, ok, eu dacă semnez contractul ăsta din punct de vedere legal, ce îmi asum de fapt? Vorbiți cu un avocat care să vă învețe, care să vă sfătuiască. Sau dacă nu sunteți în genul acesta de situații, atunci pur și simplu faptul că mai faceți niște cursuri, mai faceți niște specializări, niște supra-specializări, vă vor ajuta foarte mult și vă vor pune pe o poziție mult mai bună din punct de vedere profesional, în care să nu mai acceptați toate aceste bullshit-uri, da? Toate aceste porcării de aici, toată această situație de compromis, ci vă asigurați că aveți voi de fapt mai multă putere în negocieri pe viitor. Pentru zodia Fecioară, ascendentul sau luna natală în Fecioară e o săptămână minunată la capitolul amoros. Fecioarele singure flirtează ca niște experți, găsesc cuvintele ideale ca să facă complimente și să cucerească pe oricine. Fecioarele care au copii, pregătiți-vă, dragile mele, pentru lupte seculare de încăpățânare între generații. Dar atenție, le puteți rezolva aceste lupte seculare cu umor și strategie. Hai să vedem ce au de spus în plus pentru voi cărțile de tarot, dragile mele fecioare. Începem aici cu Regina de Cupe și cu Arcana Majoră Magicianul. În trecut ați fost extrem de triste, poate chiar în pragul depresiei, foarte multe fecioare, iar săptămâna aceasta parcă începeți să vă reveniți, parcă vă revine cheful de viață, vă revine vitalitatea, vă dați seama că nu sunteți chiar așa la voia întâmplării, la voia sorții, la voia destinului și în momentul în care începeți conștient să faceți niște decizii, să faceți niște schimbări în viața voastră, să vă redobândiți autonomia și autoritatea asupra propriului destin, în momentul în care reușiți, nu știu cum reușiți, dragile mele, dar într-un fel sau altul reușiți să vă motivați, să vă ridicați din pat în fiecare dimineață, să vă îngrijiți mai mult, să vă spălați pe dinți, să vă pieptănați, să vă aranjați, să vă machiați, să fiți altfel, dar să ieșiți și fizic și mental și emoțional din energia din trecut, ei, în momentul respectiv, uitați ce frumos, se deschid o grămadă de uși pentru voi. Reveniți din nou la nivelul de stabilitate și de energie pe care l-ați avut în trecut. În carieră vă merge din ce în ce mai bine, în viața privată vă merge din ce în ce mai bine, în dragoste vă merge din ce în ce mai bine, în relație cu copiii vă merge din ce în ce mai bine, în relație și cu bărbații și cu femeile din viața voastră lucrurile se îmbunătățesc. Dar trebuie să faceți pasul ăsta decisiv și să înțelegeți că motivația, nu pot să vă zic eu cum, dar cumva trebuie să o găsiți în interiorul vostru. Și atunci când sunteți suficient de motivați să nu mai zaceți în pat, să nu mai fiți triști tot timpul, să nu mai fiți negativiști tot timpul, eu înțeleg că e foarte ușor de zis și că e greu de făcut, dar într-un fel sau altul săptămâna asta voi aveți șansa să găsiți această motivație. În momentul respectiv vin atât de multe lucruri frumoase în viața voastră, vine atât de multă împlinire și personală și profesională, încât nici nu știu cum să vă descriu aici în cuvinte, că avem magicianul, regele de monede, împărăteasa și marele preot. Mai frumos de atât, nici că se poate, adică chiar lucruri absolut superbe aici în viața voastră. Doar trebuie să vă găsiți motivația intrinsecă, trebuie să faceți primul pas, pentru că pe urmă toate piesele, așa ca un domino, efectiv se cascadează și lucrurile merg din inerție și cu foarte mare ușurință pentru voi. Felicitări! Pentru zodia Balanță, ascendentul sau luna natală în Balanță, e săptămâna ideală ca să redecorați locuința, să renovați o cameră exact după stilul vostru, să aduceți mai mult confort în spațiul vostru de locuit. Hai să vedem ce au de spus suplimentar și cărțile de tarot pentru voi, pentru dragile mele balanțe. Începem aici cu 10 de bâte și continuăm cu regele de cupe. În ultima vreme, dragile mele balanțe, voi ați avut foarte mult de lucru. S-au pus foarte multe
așteptări pe umerii voștri, ați avut foarte multe responsabilități, poate că ați lucrat ore suplimentare, poate că acasă, da, în locuință, a trebuit în familie, nu știu, să vă asumați voi mai multe responsabilități, dar oboseala asta își cam spune cuvântul. Cheia succesului în această săptămână este, acum n-aș vrea să pară foarte nasol, dar cheia succesului este să manipulați emoțional oamenii din jurul vostru, în oarecare măsură. Și aici, când vorbesc de manipulare emoțională, nu mă refer la partea toxică, da, acestui aspect, ci la, mai degrabă la inteligență emoțională. Da? Să înțelegeți ce îi motivează pe oameni, ce vă motivează pe voi și în felul ăsta cumva ajungeți la un compromis, ajungeți la un numitor comun care să fie mai benefic pentru toată lumea. Doiul de bâte. Sunteți la o răscruce de drumuri și întrebarea mea pentru voi în general, mai ales că a apărut aici și acest rege de cupe, cu cinciul de bâte este voi acționați din automatisme și vă luptați pentru orice, da? Sau vă faceți o listă de priorități. Astea sunt lucruri pentru care merită să mă lupt și uneori chiar e mai bine să fac niște compromisuri. Că cinciul de bâte mi-arată că sunteți destul de agresive, dragile mele balanțe, săptămâna aceasta. Și din această combinație de cărți, văd că pentru voi a venit momentul să învățați că nu tot timpul trebuie să intrați în bătălie și să vă luptați chiar pentru orice. Uneori mai trebuie să și prioritizați. Uneori mai trebuie să și lăsați de la voi. Pentru că altfel o să ajungeți la extenuare foarte, foarte, foarte rapid. Și acest cavaler de monede îmi spune că schimbările pe care voi vreți să le vedeți și la locul de muncă și în viața voastră privată vin încet. Vin cu schimbare de atitudine, vin cu schimbare de mentalitate. Posibilitatea de a evolua, posibilitatea de creștere, de avansare este acolo, dar nu se întâmplă peste noapte. Iar alegerile pe care le face zi de zi, de fapt, vouă vă creează destinul. Asta e foarte important să rețineți, că nu e suficient să depun efort o săptămână sau o zi și pe urmă să mă aștept, gata, toată lumea să mă aplaude și să-mi recunoască meritele. Viața privată, lucrurile merg foarte bine cu această arcană majoră îndrăgostiții. Văd că lucrurile se desfășoară foarte frumos, relația de cuplu pentru cei care sunteți în relații merge bine. Pentru cei care sunteți singuri sunt mari, mari șanse să cunoașteți o persoană, o persoană cu foarte multă energie maternă, o persoană care îi va face plăcere să aibă grijă de voi și să vă răsfețe. Felicitări! Pentru zodia Scorpion, ascendentul sau luna natală în Scorpion, dacă aveți ceva important de comunicat, trebuie să faceți o prezentare sau să țineți o prelegere, poate trebuie să scrieți ceva, un referat sau ceva, documente, da? Orice legat de sfera comunicării, asta e săptămâna ideală, deoarece găsiți cuvintele necesare și mai mult decât atât, cuvintele voastre vor avea o putere și un impact ieșite din comun. Hai să vedem ce au de spus și suplimentar și cărțile de tarot pentru dragii mei scorpioni. Începem aici cu arcana majoră spânzuratul și cu cavalerul de bâte. Dragii mei, în trecut ați fost blocați. Anumite aspecte ale vieții voastre păreau că sunt într-un impas. Nu se întâmpla nimic. Oricât de mult v-ați străduit voi, lucrurile tot băteau pasul pe loc acolo. Pentru unii în sănătate, pentru alții în dragoste, pentru alții în carieră, indiferent de domeniul de viață în care s-a aplicat acest lucru, săptămâna asta vă dați seama de ceva foarte important, că dacă voi vă schimbați perspectiva, dacă pur și simplu priviți lucrurile din alt punct de vedere, dacă reușiți să vă puneți în pielea persoanelor care v-au tot pus opreliști și piedici în calea voastră, o să vă dați seama că o să găsiți exact strategia ideală ca să obțineți ceea ce vă doriți. Și atunci, da, într-adevăr, merită să vă luptați, că nu vă mai dați cu capul de un perete, ci ați găsit chiar portița prin acest perete, astfel încât să avansați și să obțineți ceea ce vă doriți. Arcana majoră diavolul îmi arată că o să fiți tentați să luptați murdar. Eu v-aș recomanda să nu faceți acest lucru. Să fiți mai temperați și să jucați curat, să jucați după reguli, fiindcă voi aici vreți câștiguri pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Nu acționați din orgoliu, că dacă acționați doar din orgoliu, atunci victoria asta va fi una foarte amară și
nu o să merite prețul pe care l-aveți de plătit. Pentru zodia săgetător, ascendentul sau luna natală în săgetător, săptămâna aceasta găsiți mult confort dacă faceți activități fizice intense, dacă faceți sport, da? E important să fiți atenți la sănătate și să fiți mai serioși în ceea ce privește sportul și mișcarea și integrarea activității fizice în rutina voastră zilnică. Hai să vedem ce mai au de spus suplimentar și cărțile de tarot pentru voi, pentru dragii mei săgetători. Începem aici cu treiul de bâte și continuăm cu acest paj de monede. Interesant. Pentru voi ați așteptat multă vreme ca să vedeți niște rezultate în viața voastră. Ați făcut niște lucruri de mult. Poate că v-ați cerut iertare de mult. Poate că ați făcut niște investiții în trecut. Poate că ați încercat să vă împrieteniți cu cineva sau ați făcut niște lucruri, poate pe gratis, ați ajutat niște oameni, da? Ați făcut niște lucruri pro bono oarecum și asta cu ceva timp în urmă. Poate să fie mai recent sau poate chiar mai demult, dar săptămâna aceasta să vedeți ce frumos că toate faptele voastre bune din trecut cumva își găsesc și răsplată, da? Atunci când aveți nevoie, toți oamenii pe care i-ați ajutat în trecut vin și vă sar în ajutor și asta e foarte frumos. Și da, a durat aici ceva vreme până când universul v-a răsplătit pentru toată această karmă pozitivă pe care ați acumulat-o în trecut, dar acum încep să se vadă rezultatele. Și, cum să zic, toți oamenii pe care i-ați ajutat, toate faptele bune pe care le-ați făcut, au acum repercursiuni pozitive în viața voastră, fiindcă acum chiar merită, fiindcă acum chiar aveți nevoie. Că voi, în general, dragii mei săgetători, sunteți o zodie destul de norocoasă. La urma urmei, sunteți guvernați de Jupiter, să nu uităm asta. Și voi poate nu vedeți asta, fiindcă sunteți obișnuiți ca lucrurile să vă meargă bine. Sunteți obișnuiți ca, bă, cum o fi, cum n-o fi, să o scoateți la capăt. Dar asta e o săptămână în care nu doar scoateți la capăt lucrurile, ci chiar lucrurile ies mai bine decât v-ați fi putut aștepta. Uitați ce frumos, ești aici și arcana majoră, soarele, exact. Toată karma voastră pozitivă, toate faptele bune pe care le-ați făcut în trecut vă ajută. Și vă ajută să navigați o perioadă tensionată, o perioadă dificilă, că avem aici arcana majoră turnul. Nu e o perioadă ușoară, doar că pentru voi această combinație de noroc nativ din naștere, da, din zodia sub care sunteți născut, plus ajutor de la oameni din exterior, vă ajută să navigați mult mai ușor o perioadă foarte dificilă, o perioadă care pe alții poate i-ar cutremura, niște experiențe pe care pe alții i-ar doborâ, pe voi doar vă motivează mai mult să aveți succes. Dragii mei săgetători, săptămâna asta, dacă cineva vă spune că nu puteți să faceți un lucru, voi încăpățânați-le să demonstrați contrariu, că aici nouăle de cupe îmi arată că voi o să ieșiți câștigător, câștigați trofeul, obțineți ceea ce vă doriți. Aveți încredere! Pentru zodia Capricorn, ascendentul sau luna natală în Capricorn, mulți dintre voi obțineți o situație mai proeminentă într-un cerc de prieteni, într-un club sau într-o asociație profesională. Unii sunteți puși vicepreședinte într-o asociație profesională sau secretar la nu știu ce club sau, da, obțineți o situație proeminentă. Sunteți centru atenției și oarecum vă place acest lucru, fiindcă vi se dă atenție, vi se dă putere, vi se dă responsabilitate, iar toate lucrurile astea pe voi vă ajută, vă hrănesc acolo ceva în interiorul vostru care are nevoie de aceste lucruri. Hai să vedem ce au de spus suplimentar pentru voi și cărțile de tarot, dragii mei Capricorni. Începem cu arcana majoră, magicianul, continuăm cu cinciul de săbii. Voi vă aflați într-o situație foarte interesantă în care oarecum v-ați creat realitatea pe care o aveți acum. Voi ați manifestat, voi ați adus în viața voastră exact situația în care vă aflați acum. Voi acum experimentați niște situații, niște conjuncturi, se întâmplă ceva în viața voastră care în trecut era cel mai mare vis pentru voi. Și ce să vedeți? Că atunci când visul devine realitate, eu nici nu știu ce să zic, dacă mai e coșmar sau e vis. Fiindcă vă dați seama că
Pentru acele lucruri pe care vi le doriți, trebuie să faceți și multe compromisuri. Iar întrebarea mea pentru voi este, aceste compromisuri merită? Știi că voi în trecut ați fost așa foarte inocenți. N-ați înțeles pe de-a întregul ce vă doriți. Voi n-ați înțeles implicațiile 100% a lucrurilor pe care voi vi le doreați cu toată ardoarea inimii voastre. Și acum când lucrurile astea se îndeplinesc, vă dați seama că câinii nu umblă cu covrigi în coadă niciunde și că lucrurile sunt mai dificile decât pare. Roata norocului se învârte. Cei care sunt în momentul ăsta pe val ajung sub val. Cei care erau oprimați ajung în vârf. E normal. Sunt cicluri normale. Asta e, asta se întâmplă. Uneori suntem sus, uneori suntem jos. Dar dacă reușim să ne trăim viața și cât suntem sus și cât suntem jos, cu integritate, cu demnitate, atunci, într-adevăr, putem să fim mândri de viața pe care o avem. Atunci, într-adevăr, construim lucruri care merită, lăsăm în urma noastră o moștenire care va fi de apreciat. Iar pentru voi toate lucrurile astea sunt importante, sunt foarte importante. Vai. Deci câte arcane majore aici pentru voi? Justiția. Dragii mei, lecția săptămânii pentru voi este să găsiți mai mult echilibru în viața voastră. Nu mai alergați după tot ce sclipește, că nu tot ce sclipește e aur. Învățați să vedeți și valoarea adevărată a oamenilor, a situațiilor, a fiecărui lucru din viața voastră. Că e un lucru material, că e o persoană, că e o emoție, că e un sentiment, că e o poziție socială. Voi trebuie să vă dați de la ochi această banderolă pentru că nu vedeți lucrurile foarte clar și vă lăsați foarte, foarte ușor influențați de unul, de altul, de ce zice societatea, de care sunt standardele, de cum li se pare unora și altora că ar trebui să arate succesul, dar foarte rar vă întrebați cu adevărat cum ar arăta succesul pentru mine, dacă nu m-aș lăsa influențat de rog, de societate, de Instagram, de Facebook, de rețele de socializare și mai devreme. Cum ar arăta pentru mine o viață cu adevărat de succes? Că pentru unii o viață cu adevărat de succes poate să fie să aibă ferma lor, să lucreze cu animale toată ziua și asta este, asta vă face fericiți și vă face împliniți. Dacă voi vă comparați cu toate supermodelele de pe Facebook care doar în mașini luxoase și doar în coce din Dubai și vi se pare că ăla ar trebui să fie succesul, păi nu trăiți din autenticitate, dragii mei. Succesul e diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru zodia vărsător, ascendentul sau luna natală în vărsător, dacă vă doriți o carieră în străinătate sau oportunitatea de a călători mai mult, poate în scop de serviciu, poate privat, da? Săptămâna asta e momentul să bateți fierul cât e cald, pentru că pot apărea tot felul de ocazii interesante. Pentru unii, vorbiți la lucru, discutați, să vedeți dacă e posibilitatea asta de a călători mai mult în interes de serviciu. Pentru alții, verificați toate site-urile online, că asta e săptămâna în care o să găsiți prețurile cele mai bune la bilete de avion. Hai să vedem suplimentar ce mai au de spus cărțile de tarot pentru voi, dragii mei vărsători. Începem aici cu un cavaler de monede, continuăm cu doiul de cupe. Cariera voastră crește, sunteți în creștere, da? Clar, sunteți în dezvoltare. Poate că lucrurile n-au crescut atât de mult cum v-ați dorit voi. N-a fost o creștere atât de vertiginoasă cum v-ar fi plăcut voi. Cum v-ar fi plăcut vouă. Mă scuzați, dar cu siguranță aici este o evoluție și dacă vă uitați un pic în perspectivă la unde erați în urmă cu 5 ani și unde sunteți acum, o să vă dați seama cât de mult v-ați dezvoltat, cât de multe lucruri ați învățat, cât de mult v-a crescut salariul, cât de mult vi s-a îmbunătățit standardul de viață și o să vă dați seama că aici lucrurile oricum o să meargă bine și o să continue să evolueze în cariera voastră, dar acum e momentul să vă concentrați mai mult și pe inima voastră, pe dragoste, pe iubire, pe relația de cuplu sau pe a vă face o relație de cuplu dacă sunteți singuri. Ăsta e următorul pas. Următorul pas este să lucrați pe aspectele acestea ale vieții voastre și pasiunea o să fie acolo. Următoarea voastră relație, dragii mei, dacă sunteți singuri, va fi una foarte pasională, o relație gen suflete pereche, da? Pentru cei care sunteți deja în relații, e momentul să reaprindeți flacăra pasiunii, e momentul să renunțați un pic la
a fi mereu în defensivă. Și asta pentru toată lumea, că sunteți singuri sau că sunteți în cuplu, voi aveți tendința să fiți tot timpul în defensivă. Nu vă deschideți niciodată 100% față de persoanele cu care sunteți în dating sau față de partenerul sau partenera voastră. Și zidurile astea se simt, creează foarte multă răceală în relație, chiar dacă nu le simțiți, că nu e așa foarte evident, dar acolo în adâncul inimii persoana de lângă voi simte că voi nu sunteți 100% deschiși, că nu sunteți 100% vulnerabili. În momentul în care învățați să fiți 100% vulnerabili, atunci o să obțineți și relația aia pe care o visați, relația aia care e de invidiat pentru toată lumea. Pentru zodia Pești, ascendentul sau luna natală în Pești, o săptămână bună pentru negocieri, pentru a verifica niște contracte, niște termeni sau niște condiții legale și să vă luptați ca să obțineți ceea ce vă doriți. Unii verificați niște contracte cu clienții voștri, cu angajatorul, cu colaboratorii, alții poate pur și simplu verificați contractul de la telefonie mobilă și dați un telefon și negociați niște termeni mai buni. În mai mare sau mai mică măsură se poate aplica pentru absolut oricine. Hai să vedem niște mesaje suplimentare pentru Pești, ce au de spus cărțile de tarot pentru voi, dragii mei. Începem aici cu un paș de monede și continuăm cu treiul de monede. Ok, într-un fel sau altul, pentru voi se întâmplă aici niște schimbări la nivel financiar. Nu sunt niște schimbări fenomenale, că pașul de monede mai are mult și bine de crescut. Și în special pentru peștii tineri, pentru peștii care se află la început de carieră, văd că ăsta e momentul în care să vă gândiți serios la ce studii puteți să faceți, la ce specializări, supra-specializări sau cursuri puteți să faceți, puteți să începeți chiar din această săptămână, care să vă ajute să urcați în ierarhia acestei structuri organizaționale, care să vă ajute să evoluați, să vă ajute să promovați, să vă ajute să luați măriri. Cumva trebuie să vă schimbați așa mentalitatea și să vă gândiți în primul rând ce pot eu să fac ca să fiu un angajat de valoare, ca să am valoare și pentru compania în care lucrez acum, dar și pe piața muncii în general. Și asta e valabil pentru toată lumea, și pentru cei tineri și pentru cei în vârstă. Gândiți-vă serios la aceste lucruri, fiindcă lumea e în schimbare, inteligența artificială vine peste noi tăvălug și întrebarea asta se mai pune din ce în ce mai pregnant pentru toată lumea. Cum pot eu să mă dezvolt constant, continuu, ce abilități pot să dezvolt la mine, astfel încât pe termen scurt, mediu și lung să continui să fiu un angajat de valoare și unde sunt acum angajat și pe piața muncii în general. Da? Șaptele de cupe. Lucrurile sunt destul de neclare. Întrebarea asta are foarte mici șanse să-și găsească răspunsul pentru voi în această săptămână, dar în săptămâna asta voi demarați niște acțiuni care vă vor duce pe o cale foarte benefică pentru voi în viitor. Pentru că piața muncii se schimbă. Cei care au impresia că tinerii care intră acum pe piața muncii o să iasă la pensie de la același job sau din aceeași carieră în care încep acum, se înșală. Nu, piața muncii o să fie într-o schimbare continuă. Vin lucruri imprevizibile, dar ghiciți ce, cu imprevizibilitatea asta vin și multe oportunități. Și o să avem de făcut alegeri, cu toți o să avem de făcut alegeri. Unii facem alegerile corecte, alții alegerile greșite. Cum știm că facem alegerile corecte? Când ne ascultăm instinctul, când ne ascultăm intuiția. Doar cu partea, uite, n-avem nicio carte de săbi aici, partea mentală nu ne ajută acum. Încă n-avem toate informațiile la dispoziție ca să vă pot zice eu exact care sunt joburile viitorului și care sunt cele care o să dispară. Încă nu știm, lucrurile încă sunt în flux, cărțile încă sunt în joc. Dar un lucru este cert, lucrurile sunt în mișcare, sunt în transformare și intuiția este cea care ne va ajuta să o luăm pe direcția corectă. Bun, dragii mei, cam astea au fost mesajele pentru această săptămână. Sper că v-au plăcut, sper că v-au fost de folos. Nu uitați că pe canalul meu de YouTube începeți să găsiți deja și etalările lunii decembrie. În curând o să pun și etalările pentru anul următor, pentru anul 2024. Așa că vă recomand tuturor să vă abonați, să dați un like acestui video, lăsați-mi în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă n-ați rezonat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne revedem și în episoadele următoare.
Pa, pa!